Voi începe cu o închinare ilustrurilor cititori și scriitori. Și vă spun eu axioma mea. Nu vei putea scrie de nu citești. Nu vei putea, niciodată. Dar dacă vei citi și vei citi ce trebuie, cărțile clasice, atunci vei vedea cum ritmul lui Dumnezeu vine la tine și vei putea să scrii. Eu, acesta fiind prologul și titlul, vreau acum doar să vă spun titlul. Visam această povestire, să fac așa 5 pagini, dar n-aveam col a 4, tata nu cred că s-a dus la Hacek să-mi aduc, să-mi cumpere, așa că pe ce să scriu, cum să scriu, așa că mai bine o scriu așa și mă gândesc că de-a lungul timpului poate mai pot perfecta, mai pot dezvolta, până una alta. Nu o să închid calculatorul. O să pun alimentatorul prin calculator la tablet. Bun, titlul ilustru cititor este așa. Izvorul din, adică de fapt, izvorul lui Corbea din Ohava Ponor. Ohava Ponor, n-am fost niciodată la Ohava Ponor, dar e pe undeva pe unde a copilărit mama mea, la Ponor. No, bun, acestea fiind zise, trebuie să băgăm acest alimentator. Bun. Acum vă rog să mă scuzați un pic. Deci am zis titlul. Izvorul lui Corbea din Ohava Ponor. Este o lege, nu? Tole lege de Iondor. Pe prima versiune din 24.07 iulie, adică 2023 anul Domini, la ora 10:10 AM. Bun, acum putem să închidem. Acesta este la parte primera.